Salutare tuturor, aici sunt Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Mai bun, astăzi încercăm un nou joc de la EA Originals și anume Tales of Kenzera Zao, lansat recent, dacă e să o luăm așa. Este un indie ce a fost publicat cu ajutorul celor de la EA, de-aia am zis că este de la EA Originals pentru că studioul este practic altul. Și sincer nu mai știu exact ce tip de joc era, că l-am văzut totuși în cadrul prezentării de la EA din vară, din anul trecut, dacă stau bine să-mi aduc aminte, așa că nu mai știu exact care cum era jocul ăsta, știu doar așa mini flash-uri de ce ar trebui să fie, dar nu vreau să zic clar că bă, poate e un 2D action RPG sau chestii de genul ăsta, pentru că nu mai știu exact dacă ăsta era sau confund cu altceva, vă dați seama. Dar hai să nu mai pălăvărgim mai urea, dați și voi mi-e cuz dacă coloșa, vă rog eu frumos, și să-mi dăm un new journey, să vedem cu ce se mănâncă joculețul ăsta, care acum deja începe să-mi dea vibe de Prince of Persia Lost Crown, adică tematica asta așa, art style-ul pe care l-au ales și felul cum se prezintă și meniu, cam așa foarte asemănător cu acel Prince of Persia. The loving memory of those who touched our lives. Oh. The game is a tribute to their enduring spirit. Îmi pare că da, zicea că e așa un pic inspirat, bine, un pic mai mult inspirat din din poveștile afroamericane. At the end of another. Oh, mulțumesc. Mai trebuie să citesc eu acum. Simplu. Simplu. Oh, wow, hai că arată bine. Stai așa un pic, arată binișor. Îmi cer scuze dacă o să mai mă dau pe mute sau ceva, dar legit o mai ia și tu să asta așa, că n-am scăpat încă. N-am scăpat. Mai avem. De tras. Bine pe muzică totuși și pe vizual. Ce vibe-uri masive de Black Panther am acum. Gen tehnologie masivă în spate și muzica asta și tot. Oh, wow, uite acolo. Ce să ia doi? I can't. Bă, care avem voice acting, ceea ce îmi place. Zuberi? Surgeon Studios, așa mă, deci așa se numește. Surgeon Studios. Am înțeles. An EA original title, ok. E un indie așa mai premium, n-am să vă mint cu toate chestiile astea aici. Opa, ce e acolo? Iu. E mama e gravidă. Mama. I miss him, ma. I miss him so much. E mori taică-su sau ceva. I know. I miss him too. Maybe if you go to see him, pay your respects? No, I can't. I can't do that yet. Zuberi. Mama, I can't. Chiar ești curios să văd dacă chiar e tasul sau nu. Dar cred că e. Your baba, he left this for you. For the days after, when baba found out he was sick. Ah, deci a murit de boală, ok, am înțeles. Credeam că a fost și o război sau ce nebunie. The fear, the anger. Even a little confusion, but he had this sudden drive to write. He started this book. I think he wanted to make sure he had a good story to tell his son. What's it about? I don't know, but maybe it is for you to find out. Okay. Acum întrebare, dacă tot jocul se petrece în mintea lui cu citind cartea aia, ori chiar e pe bune ceva, știi? Pentru că, cum se cheamă, imaginea din loading screen m-a făcut să gândesc, din loading screen, din meniu m-a făcut să gândesc chestia asta. Da, uite, vedeți, aia zic, pare a fi ceea ce cred eu. My story began at the end of a world I once knew. Sau? Oh, bine, pe muzică! Bine, rău pe muzică, îmi place. Bine, au zis clar că vrea să fie super mega tradițional jocul, gen inspirat bine.
Da, mă, da, deci e poveste din carte. One of healing. One of guiding. Yet, how does a shaman perform his duties when he is the one in need of healing? Oh, okay. Of guiding. Baba. Help me, Baba. I need you, Baba. Oh, wow. Kalunga, God of Death. Hear my plea. Kalunga, God of Death. Kalunga. Jack, asta chiar e pe bune sau nu? Oh, wow, uite să ia din poza aia, de-am văzut-o noi mai devreme. Wow. Oh, wow. Ăsta e Tasu? Kalunga. Ah, nu e Kalunga. God of Death. Guardian of the veil between the realm of the living and the dead. Doamne, cine e voice actor? Că mi se pare super cunoscut. Shaman of Amandla. And why, Zhao, Shaman of Amandla, have you called me to the realm of the living? Oh, Zhao e numele caracterului nostru, ok. It is told that there are three great spirits who have denied you. And if a shaman can cross your veil, having shepherded these spirits with death in tow. Great favor by death, true wealth bestowed. I know the tale. And tell me, Kijana, what wealth is it that you seek? Păi, nu cred că vrem bani. A sickness plagued him. You have taken his soul, and I am here to reclaim it back. Ah, deci vrea să luăm sufletul Tasu înapoi, sau ceva. I seek my Baba's return in exchange for these spirits. But those who fail, Kalunga's grace shall know. I know what is at stake. Deci dacă dăm fail, ne pierdem și noi sufletul, ok, am înțeles. All I see before me is a boy. A desperate boy with a desperate plea. I am a shaman. My father's son, wielding his masks, knowing his ways. I can do this, Kalunga. I know I can. Words carry little weight against the strength of action. But you have spirit. This much is true. We go east. Perhaps there you may prove to me you are worthy of such a task. I will show you my worthiness. Show you the grace of the moon. Deci să înțeleg că poate Tasu înainte să moară a zis ok, hai că mă pun să scriu o poveste care să-l facă pe fiul meu să treacă mai ușor peste momentul ăsta greu. I guess, adică asta presupun, dar nu știu ce să zic. Oh, RT. You look at these statues with anguish, Nganga. What ails you? When I was young, my Baba would bring me here, to Patakatifu. We would admire these statues, with fear, awe. My Baba would tell me the tales, great tales, wondrous tales, of the great spirits of this land. Oh, okay. And every time we passed through these crossroads, I would look at them and wonder if I would ever be so lucky to be graced with their presence. Now you look at them and are reminded of the reality and challenge that befalls you. This daunting task of facing the great spirits. No. I am reminded of my Baba. Okay. Act 1. Pe bun, unde unde începem? Oh, pe aici vreau să spun că trebuie să mergem. Oh, okay. I do not say this to mock you, Zhao, but this is not easterly. Ok, ce am dreptate că e un action RPG 2D de ăsta așa. Ok, dar cum... ok, ce, am învățat dash-ul. Cam greu că pe tutorial n-am să vă mint. Tutorialul nu prea a existat, din ce văd, dar ne descurcăm noi. Facem noi ceva să fie. Dar arată foarte bine, poate un pic mai bine decât prin Sopersia-ul ăla. Asta spargem? Nu putem să spargem ușa asta. Aoleu, se consumă bara de chestii. Stai, oare trebuie să dăm interact așa? Stai, ca să țintim undeva anume. Ok, deci practic cred că am venit degeaba aici. Unde pot să văd unde ar trebui să merg?
Jocul ăsta nu prea îmi dă indicații. Aia e problema. Ok, ce înseamnă că am luat eu greșit. Măi! Actul 1 ca actul 1, dar... Mamă, dar serios, ce Dumnezeu? Nu puteam să sărim și noi acolo. Deci bun, deci nu e aici. Deși părea să fie pe aici. Acum nu știu sigur ce să zic. Că ne mai uităm. Oare pe aici, de fapt? Oare ăsta să fie? A, uite, da, mă, uite, aici te învață. Le-am dus noi aiurea. Bine, nașpa că poți să te duci aiurea, asta e faza. Da, na, am să trec cu vederea, țin cont că e un joc așa mai indie, care arată foarte bine, adică pare un indie, așa cum am spus mai devreme, mai premium cât de cât, dar partea cu tutorialul nu prea a existat aici. Altă ușă. Spun că ne putem duce sus, nu? Zi-te rog că putem să o dăm pe aici, că simt că nu am până să mai iau ca să progresez, știi? Ah, ok, dash to the waterfalls. Deci de-aia n-aveam tutorial pe partea aia alaltă. Asta parte l-am avut, dar sunt eu orb. Ce se mai întâmplă? The Mask of the Moon. Ok, trebuie să atacăm. Ok, notat. Heavy attack, dash attack. Aoleu, fuck! Stai bă, că am timpul de reacția unui moluște. Legit. Timpul de reacție de moluscă. O fac. A, mă, că ne-am descurcat cât de cât. You wield a powerful mask. I use the mask to channel my power. It is the mask of the moon. Baba taught me the ways. Graceful is the flow. Păi și cealaltă mască cum o folosim? We should keep moving. Your proficiency intrigues me, but yet it does not make you immortal, Kijana. You are injured. I am fine. A gazelle that limps will struggle to outrun the lion. Maybe you are right. Fine. I will heal. Healing, okay. Inflict damage against enemies with Zaw, okay. Press to heal, healing consume spirits. Okay, so healing orbs. Ah, îți consum bărdea de jos, notat. But never so unsettled. You now walk with the presence of death by your side. And these spirits linger here, not ready to let go. You do them a service by performing your duties and giving them peace, Nganga. Ok, dacă e ceva ce nu prea mi se pare că e ok făcut, e treaba asta cu săritul. Parcă simt că apăs să sar, dar se blochează în pereți sau ceva când sari, știi? Nu ca alte jocuri când are o animație de vaulting sau ceva. No matter. There must be a key nearby. Ok, te scăutăm o cheie pe lângă. Bine, evident că trebuie să duci să controlui pe diverse, prin diverse locuri. Oh, cum schimbăm? Oh, alte puteri, astea sunt melee. O tare? Ah, și ăsta faci air combos. Aha. A powerful mask. With no question a powerful history. The mask of the sun. Baba showed me that to wield it is to harness a most ferocious love. The fiery flames of noble intentions. Tare, tare treaba asta. Not just a boy now, eh? Only time will tell. The sun, the moon. I must embrace the dance. Ok. Now what? Oh, switch between. Deci cu asta faci, ok. LB. Asta e. Tare. E fain că poți să schimbi așa când ai tu chef. Îmi cer scuze dacă tot îmi moare vocea din când în când. Dar cum a zis, nu e ceva ce poți să și controlezi foarte bine. Dash. Oh, în mare, jocul chiar e destul de fain. Ulegi. Nu poți să iau asta. It is the spiritual property that resides in everyone through your resonance as a shaman.
It can accentuate your inner power. A, sunt diverse puncte pe care le-ai ca să te apărădesc caracterul. Ok, am plătat. You can become stronger and faster than... Ulugi. Da, mă. Eu tot încercam să dau hold to interact, dar jocul tot voia să mă arate cu alte mecanisme. Oh, fuck. Dar aveam și noi un parry, mă. Era fain dacă aveam un sistem de parry în jocul ăsta. Simt că ar fi mers super bine. Poate na, când știi, când te joci cu ăsta, cu ăsta de foc. Chiar ar fi mers. I cannot reach it. Ah, trebuie să facem scheme de astea, mă, să nu ducem. Dar ce crezi, mă, că era prea simplu după. Păi da, mult prea simplu după. Mă, dar ce simplificat e wall jump-ul ăsta, pentru că practic eu doar apăs o dată, doar apăs sărit, după aia apăs și direcția în care trebuie să o duc față de alte jocuri. Alte jocuri așa le-au pe astea cu... Îți dai și direcția și toate alea. Am crezut că am murit pentru o secundă când am auzit că nu se mai duce camera jos. Am zis, e clară treaba, ne-am dus. Nu! Bă! Hai că ne surcăm noi, mă, ce aveți? Ui, ui, ui. E nebunie că poți să faci combo de genul ăsta, știi? Gen dai cu range, te duci mai aproape, boom, dai cu aia altă și tot așa. Yep. Foarte tare asta, oricum. The sun and moon never oppose one another. They labor for the same purpose. Never hold one over the other. It is a balance. Kama uhai, makifu. Da, băga că puțină de-asta limba de aia de lor. Nebunie, bă! Jocul pare destul de fain. Chiar, cum am spus, pare a fi un Prince of Persia Lost Crown, dar poate așa mai indie decât ce a făcut Ubisoft. Pentru că pe locuri pare mai mișto, pe locuri nu prea pare atât de mișto. Gen cinematicele din Lost Crown cu siguranță sunt mult mai bune. Dar ce opțiune ai în ăsta mi se pare destul de mișto. Cum zic, pus la punct și craftat pe treaba asta. Adică chiar e ce trebuie. Dar oricum, mai bun, cam asta ar trebui acest video. Sper că v-a plăcut acest mic clip cu Tales of Kenzerazau. Și dacă vreți să dați mai multe videouri pe viitor, știți foarte bine ce ați făcut de micus, dacă cum și ar fi super de gust din partea voastră și ne auzim data viitoare. Pa, pa!